Seara. Salut, Laurențiu, bine ați venit. Sper să mai poți asculta piesa asta, că înțeleg că aceasta era piesa din căștile pe care le aveai și care au jucat un rol, înțeleg, foarte important. Da, eu sunt foarte bine. Doamne ajută că ești bine. Ești bine că ești mai are încă o vieți. Că ești tu, că ești tu o fire pozitivă, dar la cum arată mașina, eu m-am îngrozit, zic, mâncat iertat. Și nici nu e vreun SUV sau mai știu eu ce, era o Dacie săracă. Nu? Într-o Dacie, parcă. Da, a fost nevoie de echipa de, să vină de la descarcerare ca să deschidă. Descarcerare, dar ce s-a întâmplat până la urmă, concret? Măi, cine a fost de vin? Nu știu, bineînțeles că nu șoferul de la Uber. Eu dormeam, eram foarte obosită pentru că am susținut un examen, mă pregăteam a doua zi de alt examen și stăteam cu cășile în ureche și cu capul rezemat exact de ușa în care a intrat în noi. Impactul a fost în mine. Aia a fost ideea. Cum se face, cum nu se face, în ziua aia am luat căștile lui Fimiu. Mari, alea de gaming, dacă le știi. A, ok, le știu, da. Eu port AirPod-uri. Da. Dacă puneam AirPod-uri, eu stăteam exact cu tâmpla și direct acolo a intrat, înțelegi? Ți-a protejat cumva buretele ăla foarte de la... Foarte mult, e plin de burete, tot, și aici, că eu am dat și în tavan. Mașina nefiind una cu cortină de, presupun, n-a avut cortină de airbag. Da, chiar nu și la... Deci direct impactul a fost din lateral. Pe asta zic, mașinile modate mai sofisticate au cortina aia de airbag care protejează. Da, pe locul mortului, cum s-ar spune. Da. Și m-a aruncat în partea cealaltă și în partea cealaltă aveam niște cărți cumpărate de la Cărturești despre Dumnezeu, despre chestii și când m-a lovit, am dat cu capul în cărți, că au sărit cărțile, erau înaintea mea, erau aici și s-a rupt punga. Că și sperietura a fost foarte mare, nu? Nu, eu am crezut că am înnebunit, pentru că eu dormind, eu nu știam ce m-a lovit, m-am simțit așa ca și cum... Nu știu, m-a curentat. Efectiv așa am simțit și parcă am primit așa vreo 20 de pumni deodată. N-am înțeles ce s-a întâmplat, dar o durere foarte mare peste tot. Am avut vreo 12 echimoze, cred. Și n-am prea înțeles ce s-a întâmplat. Deci, ca să repar eu o informație care s-ar putea rostogoli greșit, nu șoferul de pe Uber a fost vinovat, nu? Nu. Celălalt care nu a dat prioritate sau cum? Nu, era o intersecție sau ce era? Era o intersecție și a intrat ca nebun. Și direct. Aici ca nebun. Și a intrat în noi, ne-am vrut de două ori și apoi ne-a aruncat într-o... Văd, într-un șanț. Într-un șanț, le-a rupt și era un canal. Că nu te asiguri, asta e clar, se întâmplă, dar nu vezi o mașină în fața ta, e un obiect destul de mare în care... E nu, dar a venit așa, perpendicular. Sunt clase, adică sunt multe multe accidente principale, adică... Doamne, nu știu, eu știu și atunci când am prioritate, intru cu precauție într-o intersecție. La volan mai sunt oameni beți, mai sunt oameni drogați, mai sunt nebuni, mai sunt... De-aia se și întâmplă atâtea câte se întâmplă. Ce a spus poliția? Văd că e desfășurare mare de forțe din imaginile acelea, cu poliție, cu descarcerare. Tu ai putut să te dai jos, erai singură, nu? Fără copii, fără nimic. Eram acasă, soarta a fost să nu mă cheme. Hai să rămân acasă și să... E foarte greu să mergem, eu nu am carnet. Și e greu să vină după mine să mă ducă, mai ales că eram cu colegele împreună, am mers împreună, ne-am despărțit, adică eu m-am obișnuit. Și în weekend nu mi se pare normal să-l iau, și în weekend, hai, du-mă și adu-mă, știi? Dar, repet, eu nu am luat-o așa cum o luați voi, nu știu. Nu e prima mea cum, până între ghilimele vorbind, dar... Nu trebuie să o iei nici foarte grav, să nu te apese asta, dar nici nu este ceva peste care să treci. Ca și când te-a ciupit un țânțar, știi? Da, ok, că vezi partea bună, asta e bine, știi? Dar nici nu trebuie să minimizezi, cum să zice, situația, pentru că probabil că în alte condiții s-ar fi putut întâmpla mult mai rău. Exact. Nici nu știu ce ai putea să faci ca să îi previi asta. N-ai ce să faci, ești la mâna destinului. Tocmai asta spun, că din punctul meu de vedere contează întotdeauna finalul unei acțiuni. Da. Dacă finalul a fost acesta și am scăpat și... Așa chiar a vrut Dumnezeu, da. În dimineața respectivă, acum nu știu dacă e ok să zic pe post, dar făceam duș și mă pregăteam, mă duc la examen ca tot omul și mă duc în dressing să-mi iau pereche de chiloți și erau cu animal print, cu dantele. Pun mâna pe ei, zic, zic, nu iau pe așa că poate fac vreun accident naiba și mă văd de-aia pe la spital. Ba, da. Și zic, mă văd de-aia atât de sexy pe la spital. Bă. Și mi-am luat din bumbac care i-aveam.
Mă, cred că așa am și eu mereu. Deci te-ai pregătit pentru accident, practic. Dar... să fie totul curat până de sub, să nu, dacă pățești ceva... Când stăteam eu pe targă, se gândea Mișel, că de-aia vă zic că în capul meu se derula altceva paralel, uite, mă, bine că am kilo de bumbac. Ce te gândeai, doamne, deci nu i-am la paia cu prin slavă, domnule, că nu i-am la paia cu... Bine că mi-am luat lenjerie aia de accident. Bine că mi-am luat lenjeria de accident. Ce paradoxal în cap unui om, când stai într-un șoc și râzi ca prostul și a zis la tine ce dracu are omul ăsta de râde. Mai dăm calmante, da, de calmante stăteam. E, probabil că sunt obișnuiți, bă, de la șoc, oamenii reacționează în fel și chip, știi? Mi-au făcut toate analizele, eram curioasă. Ce? Care a fost diagnosticul prima dată? Doar echimozele astea? Fracturi nu? Fracturi nu, o să trebuiască să mai repet, pentru că eu m-am lovit și la cap, dar acum vreo 11 ani am avut un accident destul de urât și am avut o placă deschisă la cap. Și am o cicatrice în formă de cruce, de atunci mi-a zis că m-a însemnat. Dar, repet, după fiecare accident de genul acesta în care nu am condus eu, nu l-am produs eu, aici vreau să ajung, ceva în mine s-a schimbat. Ceva, într-adevăr, a murit, ceva a renăscut. Exact asta am simțit, nu știu. Eu sper că ești bine, știi că nu suntem la Antena 3, nu? Așa ai făcut, așa ai făcut promo. Ne vedem din seara la Antena 3, zic, au... De la să ducă să mai facă un control totuși. De la calmante. De la calmante, da. Glumesc, încerc să-ți ridic, moralul, deși ești cu moralul ok. L-ai sunat pe Laurențiu, cum ai făcut? Da, m-a sunat, tot n-auzeam ce... Cred că e oribil să afli o veste. Mi-a închis telefonul. Nu mai aveam baterie. Mi-a spus că de cât a făcut accident. Mamă. Da. Fiind și copil în cabine, acum arăt. Da. Începe să plângă, știi? Și zi, măi, nu mai plângeți. Cine a plâns? A? Copii, mai așa, normal. Mai normal că plâng. O să vă zic mai departe. Nu spun mai departe. Da, o să vă zic. Nu mai plângeți. Deci erau pe jos, știi? Da. În moment ce ne-a sunat mami, înseamnă că e bine. I-am potolit. Da. Okay. M-am dus după vreo 20 de minute acolo la locul accident, că nu știam unde este. Că nici nu a spus, măcar o șer, o cheie și nimic. Și tot așa pe bușbuit am dat. Uh-huh. Dar am ajuns la sfârșit. Deja ea plecase cu smurdul. Cred că puteai suna la 112, să întreb, nu? Cred, în capul meu, crede-mă că nu mai era. Da, lor, spune-le cum ai intrat cu mașina, dacă tot. Da, și când am intrat acolo, ei săracii făceau măsurătorile, nu știu ce, și am venit direct cu viteză, direct pe bandaje, pe măsurători. Pe tot. Le-am luat toate bandajele, tot. Eu n-am știut ce fac. Era pe mijlocul cu șosele și eu venind în viteză, așa le-am luat toate bandajele. Atât putem, fiecare. Nu, e de înțeles, na, disperare. Disperare, da. Bine că pe ea o luaseră deja de acolo. Da. Cine ești? Zic soțul. Am venit să termin treaba. Am venit să dau eu tare. Săracu, ce-o fi zis? Du-te la spital, du-te acolo. Și la spital, man. Bun, am ajuns în sfârșit la spital. Mă sună fiimea cea mică. Are 6 ani. Da, știu. La urtaci. Mă întreabă, ce face mami? Zic, bine, mai trăiește? Nu cred așa ceva. Așa cu, nu o să plângă, trăiește? Zic, tata, zic, trăiește. Trăiește. Mamă, sărace copilă. Dar mai merge? Poate să miște? Va. Dar respiră? Dar mai are picioare? Mamă. Dai seama ce a fost în sufletelul ei? Ce o să fie? Și închipuia ce e mai mult. În toate 10-le astea de mi-a minute. Mi-a spus fiimea a doua zi, i-am zis, mai, dar de unde ți-au venit toate astea? Păi nu, că dacă mai aveai picioare, îți dădeam eu să mănânci, aveam eu grijă de tine. Wow. Era cumva un animal. Dar vreau să spun că era foarte, cum zice, pe aia stăpână. Da, copil, cum, dar eu la 6 sau 7 ani, dacă s-a întâmplat ceva cu mama sau cu tata, păi eu nu mai eram bun de nimic, exact. Eram plâns tot. Dar ea a avut puterea în care să mă întrebe așa cu nonșalanță, da, mami, respiră, e bine. Se datorează și caracterului nostru, că noi nu ne arătăm. Adică era ca un caracter matur, fără să mai plângă. Da, dar totuși dramatic să pună un copil la 6 ani întrebările astea. Adică nu cred că i-a fost. Asta adică m-a făcut atunci nu i-a fost ușor. Uite, mă, ce copil. Încât eu mă bucur că nu m-au văzut și n-au fost cu mine. De-aia zic că cumva... Da, nu, Doamne ferește, dar rămâi și o cadă. Dar și altă fază. Mereu îi spuneam soțului în mașină. Zic, băi, cum ar fi acum? Noi mergem cu mașina asta, investim bani. Și să mă lovească în Uber mașina. Aia s-a întâmplat. Ce? Mi-ai spus că te ridică numărul. Da, am zis că refuzam. Deci dacă se întâmplă asta, refuzam efectiv să mor. N-ai cum, adică să stai, știi, să... Dar eu nu folosesc Uber-ul și nu e ceva rău a folosi Uber-ul, că se poate întâmpla cu... Asta ce? Zic, n-ai de unde să știi. Da. Te sui mașina aia care investești bani și vine un tir și te face pila. În orice mașină poți. Păi da, în orice mașină poți deveni vulnerabil, indiferent cât de indestructibilă pare ea. Șoferul n-a pățit nimic, nu? Adică a scăpat de afară șoferul de pe Uber?
Da, era o agitație foarte mare acolo, asta m-a deranjat și le-am zis să plece puțin, că, nu știu, veneau cu lanterne, se uitau bine, nu cei care trebuiau să vină. Și șoferul era și el, o visoră cu șocat, dar n-am vorbit cu nimeni. Eu am stat... Dar ai informații din anchetă? Ce s-a întâmplat cu șoferul? Că trebuia să mergem la poliție, dar fiind pe calmante, n-am putut, da, dar acum o să meargă, trebuie să-și facă și un test. Nu, ce-au vorbit cu șoferul vinovat? Care... Păi am preferat să stau puțin deoparte până mă liniștesc, să văd exact eu. Trebuie să merg pentru evaluare psihiatrică, de-aia v-am spus. Mai întâi trebuie să termin eu pe toate și apoi mă duc mai departe, că am zilele respective. Da. De-aia zic, nu vreau nici să fac din sunț alarmă. Am avut 4 zile coșmaruri urâte, rău, niște șocuri, de-aia zic că nu mai ies, efectiv. Asta zic, țânțar nu e țânțar. Nu faci de țânțar armăsar, faci de într-un ponei armăsar, poate, da. Nu-mi permit. Asta este, cred că, ideea pe care vreau să o transmit. Înțeleg. Am trecut prin iad, eu sunt conștientă, dar nu-mi permit să am starea respectivă pentru că așa funcționez, nu știu, nu mă lamentez. Și atunci nu pot să vin să joc o dramă, să zic, vai, ce-am făcut și ce-am făcut. Nu, nu e cazul, nici de dramatizat, dar nici de minimizat, v-am mai zis. Ce s-a întâmplat cu... Între timp, presupun, era în drum spre examen sau în drum de la examen? De la, mai aveam 2 km până acasă. Ai luat examenul? Ai rezultatele între timp? Nu există așa ceva. Am luat, nu știu ce notă am luat, că am avut grupuri făcute, dar nu știu notă. Restul examenului am pierdut. Și știri bune, da. Ți-a luat banii pe cursă? Banii pe cursă ți-a la început, n-ai ce să faci. Ba nu, dacă e, poți să plătești și cash. Ba nu, uite că nu glumești, că așa s-a întâmplat, nu mi-a luat. El săracul tot m-a întrebat de vreo 4 ori, închei cursa, nu știam ce voia să zic, că să-i dau banii, să nu-i dau banii. Eu chiar am fost în șoc, nu i-am plătit, o să-l caut. Ce să fac? Dă-mi seama, săracul, nici lui nu e moale, i-a distrus și mașina care câștiga bani, adică... Depinde acum, că poate fi a lui, poate a fi... Numai că acum se deschide și un proces de asta civil, în care îți recuperezi banii pe care îi pierdut. Că ea de la Uber îl dau în judecată pe șofer la... Nu mai există, îți dau asigurarea și la revedere. Pentru că unii oameni chiar câștigă bani cu asta și dacă n-ai fost atent, plătești exact cât pierde el. Mai vorba de daune morale până la urmă. Daunele pentru... Șoc, uite, poate ai șoc... Șocul la mine există, dar psihic. Post-traumatic, da. Toate trebuie plătit. Dar ce credeți? Altă fază. Asta am avut de prezentat la examen. PTSD. Șocul post-traumatic. Nu cred. Da, asta a fost examenul meu. Pe dar l-aveai deja făcut. Lună. Și am venit de la el, de la examen, m-am dus direct. Și ce a zis? Dați exemple. Și a zis o secundă. Și ai scos pozele. Dar ce credeți? Eu tot aveam... Nu, că a fost asta înainte. Deci aveam 3 colegi, da, în grupă. Și ele, una din ele, săraca, chiar este mai trecută prin problemele astea. Băi, nu vă înțeleg, mă, tot cu șocurile voastre post-traumatici, cu monștri pe canapea, că am avut o melodie de prezentat. Cu monstru pe canapea. Mă, credeți că am ajuns și eu cu monștrii mei pe canapea? Eram trează la 3 dimineața, în fund, stăteam la mine în birou, exact așa, pe mijloc, ceva de genul ăsta. Efectiv, îi simțeam, adică îi vedeam, nu știu, bine în capul. Da, da, da. Frica, teama, e o anxietate, o anxietate. Asta era, puțin șoc post-traumatic se numește. Dar îi simți, efectiv îi simți și când adormeam... Personajul ajung să știi cum e, dar probabil că cei care au trecut prin asta... Cum avut vreo 2 zile așa o chestie? Da, aveam impresia că vrea să ne omoare, că... Deci am avut, dar eram și conștientă în același timp, deci nu era un episod psihotic. Da. Și mă luptam eu cu mine, mă linișteam, dar era o panică, efectiv m-a luat panica că acum se întâmplă ceva. Poate ai nevoie de un tratament cu de-astea, anti, cum se numesc, anxiolitice. Anxiolitice? Păi mâine mă duc, fără nu pot. Am vorbit cu psihiatru și mâine am programarea. Dar nu, pot să mă concentrez. Mie mi-au zis, se vede o vânătaie acolo sau mi se pare? Mai ai încă vânătăi? Da, se vede. Da, mi-au zis fetele că ai avut... și pielea jupuită sau ceva, o desprindere de unde, pe picioare sau unde? Săracul, după când? Ți-a stricat tatuajele? Da, problema era că eu eram vânătă peste picioare. Deci aici eram tatuată, da? Da. Și eram, da, se vede, eu sunt julită, sunt vânătă, dar nu se vedea de tatuaje. Și le ziceam, păi ok, Anubis, dar sub Anubis eu am niște echimoze, sunt julită, dar nu se prea vedeau. Dar am vreo 12. La spate, sunt. Dureroase și... Probabil că ai de la IML certificatul. Asta e chestia, că n-am ajuns încă, pentru că n-a fost atât. Voi, tu nu vrei să te întorci împotriva șoferului respectiv? Nu e vorba că nu vreau, e vorba că nu... Nu, că ăsta ajută certificatul. Eu știu cum merge sistemul în România și nu merge foarte rapid. Și atunci nu făceam decât să mă expun din nou la
reevaluări. Și am zis că prima oară vreau să mă duc la psihiatru meu, să vedem exact structura și de acolo să plec, nu invers. Pentru că, până la urmă, am numai niște echimoze. Mie mi-au făcut toate analizele, n-am nicio fractură. Tocmai că doar niște echimoze, astea dispar și dacă te duci la IML mai târziu, nu mai are ce să mai constate omul ăla acolo. Nu, că mi le-am calculat, mâine mă duc, mi le rezolv așa pe toate, tocmai. Dar nici nu puteam să ies din casă în sala aia, pentru că am fost pe calmante puternice și nu era coerentă, cine știe ce vorbeam, adică totuși trebuie să ții conștient de anumite aspecte. Așa, așa. Copiii, dincolo de momentele acelea din seara aia, au mai avut, nu știu, coșmarul, ceva? Nu, au mai avut, nu, au. Nu? Nu, nu se pune problema. Au trecut mai ușor, nu? Ideea de familie la noi e puțin diferită pentru că noi nu-i expunem și chiar dacă se întâmplă ceva, le explicăm atunci. Noi nu, și te-au și văzut aspecte. Apoi că ești ok. Eu le-am explicat atunci pe moment și au tăcut. În momentul ce a sunat, i-am spus, în momentul ce a sunat. Gândiți-vă că noi creștem 3 copii singuri, avem 8 animale, casă, masă. Noi nu ne permitem să fim vulnerabili în fața lor, pentru că asta vor vedea și asta vor copia și vor prelua. Și atunci trebuie să le dăm exemplu. Da, am avut momente când, acum 3 săptămâni, în care într-o dimineață, da, eu mă trezesc în fiecare dată la 5, el se trezește la 7, la ora 8, cred, m-am dus efectiv la el în brațe și am început să plâng. Înainte de accident. Înainte de accident. Da, n-are nicio treabă. Pentru că e foarte greu să ții ritmul. E foarte greu. Asta acumulase. Nu că se acumulează. Este vorba, efectiv, că intri într-un joc din care nu mai poți să ieși. Da? Adică îți dorești niște structuri sociale, financiare, educaționale, culturale, familia. Păi și în ce te împotmolise? Pentru că totul devine foarte calculat și ai 3 copii, ai 3 responsabilități de dimineață până seara. Și poate la un moment dat îți dorești și tu să zici, bă, pauză. Știi? Plec. Plec în câmp, stau acolo. N-ai cum, că trebuie să vii să faci mâncare, trebuie să vii să... Știi? Adică tu trebuie să fii întotdeauna... Bine, da, înțeleg asta, dar se întâmplă asta cât are cel mai mic? 6 ani. 6 ani, mulți înainte. Se întâmplă asta de 6 ani. De ce ai cedat acum? Dar nu am cedat, așa suntem noi. În ultimii 6 ani ai 3 copii, nu? Da, dar nu mă refer că cedez, mă refer că suntem unul lângă altul și avem momente nu, în care... Nu, că ai zis că ai început să plângi în senin. Da, dar asta nu înseamnă a ceda. Mai ai momente în care vrei să te mai descărce, adică n-ai cui să te duci. Da, tot o descărcare e, da, o descărcare. Te duci la un prieten sau la o prietenă, n-ai cum. Da, dar nu te înțelege nimeni, asta vreau să spun. Și cum suntem doar noi doi, nu avem bone, nu avem... Bine, părinții sunt fiecare foarte departe, n-au cum să vină să ne ajute. Da, vă sprijiniți unul pe altul, normal. Am ales să-mi aleg vulnerabilitățile mele în fața lui și să le ofer. Și el e acolo, și eu pentru el, și el pentru mine. Suntem oameni, asta vreau să zic. Așa e. Da, dar problema e că unii oameni se țin foarte tare. Se țin și atunci clachează, cad. Dar oamenii trebuie să învețe că... Da, e bine să nu te ții foarte tare artificial. Exact. Adică, bă, dacă ai la un moment dat, nu o ține în tine. Dar eliberează emoția aia. Că uite, se acumulează și explodează cine știe când, știi? Da, adică păcate... e bine, într-adevăr, în fața copilor să nu fii vulnerabil, dar... Suntem oameni, nu suntem roboți. Dar uneori trebuie să le împarți și cu ei, pentru că ei nu cred că vor să aibă părinți prea mici, perfect. Sunt prea mici să împarți problemele. Să le fie foarte greu să... își vor dori mereu să ajungă la acest model care nu e real. Nu, dar nu suntem perfecți. Dar cât sunt mici, trebuie să te simtă... Chestia că nu vrem să-i descurajăm pe chestia asta, nu știu cum să mă... Da, nu ai cum să împarți problemele cu ei. Trebuie nu să bucure de copilărie. Micile vulnerabilități, adică trebuie să știe și ei pe undeva că nu ești perfect. Ia uite-le, mamă, când văd poza asta, mor. Împreună, 3. Știi cum se fac vulnerabili unii pe alții? Da. Se ceartă, se înjură, se bat. Eu intru, mai țip. Vă dați seama că... Bine, eu acum trebuie să-mi cântăresc foarte bine cuvintele, totuși. Da, mă, sunt problemele normale ale unei familii cu 3 copii care încearcă să țină liniile pe... Balanca, lucrurile pe o linie de plutire. Aici, sincer, nu încerc. Chiar reușiți.